Salut, băieți! Salut, Ghiță! A venit la post-covid cu fratele Ghiță, cel mai bun băiat la post-covid de la noi din zonă și din România. Așa, domnul Marian, aici ne aflăm la dumneavoastră acasă, împreună cu prietenul nostru, cu domnul Gheorghe Potcovaru, un potcovar foarte bun pe România, aici cu ajutorul lui și cu domnul Ionut. Salutăm toată țara! Domnul Ionut, noi oricum am vrea să ne întindem pe pat, să stăm, să facem plajă, nu putem. Așa-i? Ne punem pe apă, că sunt cam pat. Așa. Curățăm mânza care am filmat-o mai devreme, de 3 ani. Așa. Este o iapă din mama Percheron. Foarte frumoasă. Și cu un cal românesc, cred. Da. Dar un armăsar foarte bun și mi-a ieșit frumusețea asta. Domnul Gheorghe, cum... Ce ai făcut astăzi? Astăzi? Da. Astăzi am făcut, asta ar fi a 12-a iapă. De la 10, ce oră? 10. De la ce oră de dimineața? De la ce oră de dimineața? De la 5. De la 5? De la 5. Dar de la 5 am început la 7. Așa, deci până ai pregătit? O oră jumate, două, dura drumul. Așa. Am băgat 5, nu, 6, 4. La ce oră? La ce oră preconizez sau crezi că te vei pune tu la duș și în pat azi? La 1 noaptea, 2 noaptea. Am înțeles. Domnul Gheorghe, hai la mă bucur tare mult să te văd în putere. Ne-ar place să ne arăți brațele, dacă am frig afară, nu te poți dezbrăca acum. Dar ne încălzim noi, că uite, avem aici așa. Așa? Ei, acum, Ghiță, știu, exagerat astăzi, că nu, mâine fiind junii, toată lumea s-a trezit pe ultimul moment să potcovească caii, că nu s-au gândit din timp și tot. N-are nimic. Dai seama că trebuie să-i mulțumească pe toți. N-are nimica. Dacă sare cu dolarul... Facem și zi și noapte, nu? Domnul Gheorghe, da. Ce desen ai pe bluză? Doi cai? Nici nu știu. Doi cai? Mi se pare. Stai așa să văd. Pe mine. Este o girafă. Așa. Bună, tata. Ne apucăm? Da, dragul tati. Ce e petița? Hai, chiar. Așa. Domnul Gheorghe, da? Când ne-am văzut noi ultima dată la potcovit? Ultima oară la potcovit? La Mihai de la Turda, acum 2 ani. Bă, trebuie să ne vedem mai des. Păi cam ai fost pe zonă, pe la Cluj? Pe la Turda mai fost. Păi... Pe la Turda, Oradea. Dă semnal la Cristi când ăsta. Pe la Oradea mai fost. Băile Felix. Păi, trebuia să mă duc. Te rog trebuia să mă duc, dar n-am reușit. Trebuia să mă duc de vreo lună de zile. Tot trebuia să mă duc pe la Bihor, prin părțile alea. Trebuia să mă duc pe la Sebi. Să-l mai facem pe Billy și Elan Sky. Dar n-am reușit. Lumea că îi de lucru și aici pe zona la tine, așa? Mult și nu le prea faci față. Ai greu? Păi nu le faci, că cât ai fi? Nu, de vreo săptămână tot câte 10 cai pe zi. Dragii tati, am pus și grătarul. Ce grătar? Grătarul de metal. Am pus cărbunii pe el. Fii atent că ziua nu mi-ar fi... Așa. Ziua nu mi-ar fi ieșit așa. Domnul Cristinel, e o bucată bună de când nu ne vedem și... Nu, lasă că bine că ne-am întâlnit sănătoși. Asta e important. Domnul Gheorghe. Bufete, stați așa. Bogdan, tati, adu-mi căi din casă, pahare. Iancu, pregătește-mi o țărăcuțătoare aia ce bat în ea și ciocanul de aluminiu. Facem bufet suedeză. Așa. Acum vine. Pahare, tati, și căl, te rog. Uite, așa. Fiați-mi ce frumos stă ea la... O, fetiță, hu! O, fetiță, hu! Las-o. Păi ce, în agăciul. Tu o apăra și încă ce și unul. Domnul Marian. Da, dragul. Deci astăzi Gheorghe o să... curețe doar. O să o curețe, are o înghietare bună și nu necesită, pentru că ea se pregătește să depună. De fătare? Da, fătare, mai de vreo, cred că vreo lună jumătate. Aha. Cam o lună jumătate, două. Prima fătare. Și
Doar să o aranjăm la picioare. Deci nu pot copita, așa? Deci nu m-a curățat, da? Că am vrut să iau pătrile astăzi, de, ne-am luat cu aia, cu nu știu ce. Și asta s-a termita. Prinde și o boloană. Prinde tot ce mișcă. Și păsări. Kira. 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 Hai, tata, aici. E frumoasă așa. E originală? E original. Jack Terrier cu păr scurt. Tu, dă-mi asta. Tu, ai pus gura pe el. Tu, mă moață mică. Are una jumătate. Aha, de ce vei? Pui. O, codruța, o. O, 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 o. Trebuie să vorbi cu ea, că e încă... Sunt odihniți. Nu. Dacă nu, pune-le la poartă, să-ți... Am zis ce ai nevoie, ghița, la fel. Dacă mai e rău, e clar, da. Mamă, frânză, fi pus cu vezi, să pun. Dar fii atâmpă, nu. Nu mergă, era în fără, stai, nu-l mă așa, nu e. Ia vezi dacă poți să-l întinzi. Nu știam nici am. Fai, mai mare lumină avem aici. Da. Super. Noroc. Noroc, Ionica. Doamne ajută. Cristi, cu ce să fie? Cum l-au omorât țiganul pe mumă asta, nu? Te da să mânce și ne da să bea. Ce? Pula, tata, pula. Nu, e la... Ghiță vine frecvent, la două luni maxim, vine și le aranjăm. Le-am văzut, le-am văzut, domnul Marian, vi le-am văzut păpășune acolo unde ni le-ați prezentat și am remarcat faza asta că sunt făcute. Deci nu sunt mari pe picioare. Nu. Se ocupă, bă, Cristi, ghița noastră foarte bine. Le cunoaște, le-a docilat, le-a învățat. Nu le-a băgat în călătoșoi? Niciodată. Eu nu mai țin pe aici, nu s-a luat pe aici. Dar mânza chiar e cu minte. E crescută de mine. Cum l-ai văzut pe la mic, așa mi-a fătat-o în brațe și pe asta. Așa? Da. M-am uitat pe cameră. La ora 5:30 s-a pregătit ea pasă fete. Dimineața? Dimineața, da. M-am uitat, era agitată, să trântea, să ridica. Până m-am îmbrăcat, mânzul afară. La 6:05 l-a fătat. Eu l-am scos din căsuța lui. Din... Bună seara! Bună seara, domnul doctor! Bună! Avem și domnul doctor... asistență de specialitate. A, da, nu, de un doctor de oameni, așa? De un doctor de animale. Sunt la patru picioare și eu. La un moment dat, era în filmele alea, când îl prindeau pe ăsta, ăsta a împușcat, nu știu ce, pac, l-a dus la domn veterinar. Eu nu mă bag, că nu știu ce, bagă-te și fă-l. Eu pus arma, bagă-te și fă-l. Pac, tăiat, cusut, tras, cusut. Și a ieșit bine. Scos. Deci e bine să știi. A ieșit mai bine de la doctorul veterinar, ca de la doctorul mă. Ce facem? Nu știu ce să fac. Nu că îi place să fie răsfățată și atunci nu știe ce îi se întâmplă. Scar, nu știu ce dracu. Na, na. Scar. E pe drum, trebuie să ajungă. Na, na! Stai, un cap, un frunte ea, cu între coarne. Coarne de drac. O, tate, fetiță. Trebuie să luăm așa ușor, ușor, că ce se întâmplă e mânzoa, că e hodinită. Aruncam să mă și dezbrac. Fiță, cu ce te să vezi? O gata nu ținea, pe linie și un par de apă. Câte cafele? Cad mai devreme? Domnul Ghiță. Da.
Cu ocazia asta vedem și brațele de fer. Da. Așa. Brațe de om muncitor. Deci numai trebuie două, numai de trei ori trebuie să ridici un picior de cald dintre ăsta greu. Am făcut sală cât face unul într-o zi. Da. Cu două picioare, așa, e ridicate. Du-te acum, te rog. Și spatele mai de fier decât ăsta. Are, are. Ce n-aș da să am eu condiția lui Gheorghe Domn Potcovar? Știi cum am, aș da oricât. Fiecare are darul lui în viață. Tu ai un dar, eu un dar, celălalt un dar. Știi, de multe ori de la viață nu putem avea tot. Cât vrea bunul Dumnezeu. Nimeni nu poate să decidă cât mai pot și cât nu mai pot. Avem o copituță de 7. Păi de 7 copii? Abundant. Cum? 8 aproape. Potcovă de 8 ar trebui pe aia dacă ar trebui putea. Acolo, 7, 8. A crescut mamuța. E pe picior mare. Mare balaur. O, tată. Că să-ți cai, ce ne plac nouă, nu ai ce face. Da. Mie cam toți îmi plac. Da, domnul Gheorghe, când prinzi câte un cal sport, e bucurie mare? A, păi... Dacă stă, de dacă nu că stă. Și aia, și cum e dacă nu stă, îs mai prostuți. Lovește de 3 ori până lovește ăsta odată. Aia când dă? Da, deci are o... Dâc, dâc, dâc. Bam, bam. Îți dă de nina pusă ziceam. Mi-am furat-o și eu de la un pur sânge arab. A? O da? Deci cu fața și cu spatele nu știam de unde să mă feresc. Abia am ieșit din fața. De unde vine? Dădea cu piciorul din față? Da. Era post-covid? Nu, mânz, un an jumătate. Aha. Vreau să-l cumpere ghiță mai. Da. Ai vrut să-l cumpere ăla? Mai știi ce guițară vreau să se urce nebor. Că cu două sluri. Nu a reușit să-l urce în mașină, în trailer. Și pe chestia asta ai rămas fără el? Da, pe chestia asta că nu a reușit să-mi-l aduc, a rămas fără el. Da, trebuia insista mai tare. Am insistat cu ghiță, am vrut să-i curățăm unghiile, am băgat anestezie în el, cred că doboram un elefant. 30 de mililitri de anestezic, i-am dat, abia l-am pus jos, până se facă două picioare s-a ridicat până. Du-te. Da. Au pompă, au inimă. Dar dacă îl duceai așa un pic la alergare, da, vreo zi și după aia să-l faci seara. Da, într-adevăr că trebuie un pic mișcat, da. Ea nu prea aveți, că era sălbatic. Nu e arabi, nu e. Sunt cai care trăiesc fără apă, care pot rezistă. N-am avut suficientă răbdare. Fără probleme, poate să meargă 2-3 zile. Dar nu era rău intenționat, nu ciulea, nu... Dar nu știu, hunul nostru. De ce că e mai rezistent la ăstea ca ei? Ca arabii. Cine? Cuțulul. Hop, hop. Hop, dragă. O fetiță, uscat. Cine știe? Scat. Merge. A fost cald de război. Doar ce știi? Un cal complex. Hop, 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 hop. Poți să-l pui la căruță, poți să-l pui la călărie, la tătea. Exact. Mai trage o povară cu el. Deci huțulașul nostru, da, așa zice că... Ai potcovit huțul? Da. Și cum s-a luat potcovit? Sunt un pic nevril. Nu-s chiar așa simplu. Hop, hop. A? E un băiat în Făgăraș, un pădurar. Are unul, da, și mai e un băiat la Hoia, pe hop, la asta, la Fundata, și are vreo 7. Hop, hop. Hop, 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 fetița. Hop. Gata, 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 pușa. Mamă, câta calma, omule. Hai, dă-l-o, tate, aici. Ia. Gata, tati, bravo. O, fetiță. Are ghiță un braț cât capul meu. Păi cum să nu facă? Nu, chiar așa mari. Cum să nu facă brațe, mă, tu nu vezi, mă, ține 1000 de kg în spate. Ia, uite-te acolo, România. Dic braț. O, fetiță. Noi mai tare admirăm brațele tale decât potcovitul cailor. Decât potcovitul. Dar nu-s așa mari, Cristina, că nu știu. Cine-mi nevestele în casă? Cine? Ia, eu n-am treabă.
Dacă văd pe Ghiță, pac, ne ceartă. La un moment dat, un băiat îi cere un număr de telefon a unui băiat acolo. Adică un Facebook, pardon, și eu îi las un mesaj și zic: "Mă, dar are numărul de telefon acolo, face, nu pentru mine, pentru sora mea." No, așa și cu domnul Ghiță. Gheorghe, anos. Și cum se o domnul Cristinel, ca un cal castrat. După zi de muncă. Da. Ia pe naiba. După zi de hodină. După zi de hodină. Ești ca un aram. Mai tare mă răiesc. O, fetița, o. Sunt mai delicată că-i... Ei, acum cu atâtea proiectoare pe ea și... Nu, n-am vrut că-i ia. Și apoi, Gheorghe, tot ți-ai făcut la mână azi? Da. La mână tot? Da, au fost cai ușurei. Au fost așa, toți de călărie, în afară de alubetii, de apa roaibă. Un greu românesc. Da, în schimb... Au fost cai ușori, cai cu potcoavă de cea mai mare, 3, numărul 3. Păi, dar tot o trebuie tras de ei. A? Tot o trebuie să tragi de ei. Tot, că-s... că-s cai. Aici la film, la cinema. Dar și fain că aici la proiectoarele astea ne și la cinema. Asta. Da, dar ne și încălzesc proiectoarele. La cel puțin asta că îți dă un pic, da? Aha, da. Păi, să-l filmeze? Tot e acolo, da. Marian și la doctor. Care da, la doctor. La doctor veterinar, nu știu ce au făcut. Lasă-i zic, uite bine că mi-a adus aminte, bravo. Hai că trebuie să mă-mi 2 minute, pui, să iau o pauză, că... Ce vrei? Unde? Trebuie să mă-mi 2 minute. Hai că-i spun. Bine, că-i vă pun capa. Dragul tatăl, nu mai știe și să vorbească și să... Cățăluș, amore, cățăluș, amore, cățălușu. Las că îți dau o ghiță. Hai, ceva bun. Mi-a pătrat cățeara în câmp, bălana. Am o cățălușă, am adus-o de la Timișoara. O boxerie de la ceva, de la lungă, așa, ca... A, nu plouă. Tecăl? Tecăl, de la, păros, așa. Frumoasă, săraca și... Vino să-ți alegi, că... De care? Păi e din bălănica aia, din ce bună bălan. Da. Ce bănesc românesc bălan. Albă, albă, albă e. Mă, că pui, au ieșit toți negri. Fii combinat cu mascul negru. Ia uite acum diferența. Ai, Doamne, stai să dau și cu niște ulei. Ia, 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 ia,
Dimineața la 8-5 grade, la 9-7, la 11-10, după aia la 1-parțială în sorin. Da, e tot diferit. Cu toate că mai mult nu te poți băga, că... Da, am prins, astăzi într-unul. Dă-mi, dă-mi, pasă-mi, pate-mi, sau-mi pață. Da, că am fost trai, a fost ceva cu satea asta, că nu a fost ceva. Uite acolo, și zahăr, ghiță, dragă, și cănile acolo pregătite. O cotruță, unu. Poc, acum numai te mângâie. Câți n-a arăt variantul? Două linguiți. Păi... Domnul Gheorghe, da? În străinătate, când lucrai în domeniul ăsta, nu era așa greu, așa-i? Nu, nu, erau ca căluți învățați. A, da, bun, dar nu asta. Acolo aveai, lucrai frumos. Lucrai frumos și, adică, cum să zic, nu erau cai grei. Nu la asta mă refer. Ce-i deja? Nu era așa solicitat, poate că. Ba, era mult de muncă. Era de muncă? Da, lucram cu un potcovar Enrico Boragine. Așa? Bun potcovar ăla. Foarte bun, un om micuț, de statură. Muncitor, băgam câte 10, 15, 20 am băgat împreună. Mai vorbești cu el? Da. A? Nico Boragine, da, da. Deci... Și el ce lucră, tot așa? Tot. Ha? Tot. Da. Îi trimis poze, câteodată? Îi trimis, mai vorbesc cu el, ține legătura. Cam eu sunt potcovare ce am lucrat, ține legătura. Nu mă, tu tot nu vrei să vrei, dar nu înțelegi eu. Cu toți ține legătura. Mult de muncă și acolo. Ha? Mult de muncă și acolo. Sunt hergelii multe. Potcovar puțin? Și potcovar sunt mulți. Dar sunt și mulți mai mulți cai. Hobby-ță. Hobby-uri, așa-i? Da. De hobby, nu? Sărituri. Sărituri, ceva dresaj. Dacă trebuie să fiți dimineața la... La bătat. La 7 jumate. 7 jumate, nu? Nu, vezi, la 7 numai vine. Marina. La 7 sunt la Ionuț, la poartă. Super. Hop, hop, hop. Scar, s-a deschis. Da, ne găsim la... Intri și... Să ajut să coboare, da? Mergi în spate, la mine, la terasă. O, tu, n-auzi tu. Ce ai? Era nervos. Nu e așa mare agitație. Față de... Față de alte dăți. Da. Da. Da, Gheorghe. Așa e că ai lucrat și în chestii mai agitate. În locuri mai agitate, cu mulți cai, mulți oameni, unul rage, altul urlă. Altul urlă. Așa ai? Dacă vreți ceva spectacol, am văzut pe Pandora. Are fratele... Așa? Negrișoară. Negrișoară. Hei, scarpină. O, fetiță, o. Dragă, își lasă vârtica și ea. Face un copilaș. Mă atâta de nu-ți fac un frățior ăsta din... Mânzuț ar place sau mânzuță? Poftim? Mânzuț v-ar place sau mânzuță? Teoretic... O mânzuță. O mânzuță, da. Vă rog, hai, să treci... Doamne ajută! Îmi plac foarte mult, dar e greu. Dar la Bucovina. Vin bucovinieni. Vin băieții cu de la Bucovina, au vin cu jamantanul. Da, și vin cu jamantanul. Thank you.
No. Deci așa te prinde aici. Și așa te prinde și ora 1 noaptea. Uite așa. Făcând chestia asta. Da. Da. Hop hop, hop ușa. Hop 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 hop. O vechiță, hop. Ai tot așa, tot așa ai, ca la două mobil, ai tot, da, da. Tot mobil așa ai? Tot e acolo. Scule mobile, cum? Tot e acolo în dubă. Ai, ai și dintre asta de încălzit, potcoave, forjă, tot. Forjă ca lume, mm-hmm. Black Transmit, lești buni, tot avem. Aici tăiem numai partea interioară, pentru că tocește mult partea exterioară. Uh-huh. Și partea exterioară tocită toată și noi tăiem numai partea interioară. Inițial, da, tura următoare va trebui să o potcovești? Potcovită, pentru că eu tai din partea interioară, dar nu pot să tai prea mult, că ajung la viu. Uh-huh. Are viu aproape, adică aproape. Păi, nu. Ia-mi cum dai un pic rașpa, te rog. Hop, hop. Hop, ușa, hop. Hop, 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 hop. Hop, 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 tu, hop. Are picior frumos, așa? Da, are picioare bune, unde pe lumea. Foarte frumoasă măzuca. În domnul Marian. Auzi, oh. Da, da. Ghiță. Da? Calul meu, nu-i mai înalt decât ea pe asta. E, 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 e. Înalt, lung. O, tu, n-auzi. Scarpile, Iancu. Cum stau ca ei lui Ionica? Lui Ionica la Pascovit. Bine, n-au. Îți cuminți, ne? N-am treabă. O, tu. Și asta nou, și asta nou. Da. Ha? Da, da, stai și asta. Hop, 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 hop. Dar ne-am cu... Oh. Oh, oh, oh. Dau față fără... Nu, nu, lasă. O, oh, tu. O, oh, vință. O, oh, oh, oh. Oh, oh. Trebuie cu răbdare, așa-i? Da. Păi ce, ce să faci cu ei? Are 1000 de chile. Aproape 1000 de chile mai și eu 75. La zi cum s-a arătat. La partea asta e toată tocită, e dreaptă. Am văzut. Partea interioară, numai că nu poți filma din partea globală. Da, 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 se vede de aici, da. Și vine alegezită, popcoave de la viitoare, neapărat, îi bată. Popcoave frumos. Nu,
Că cu asta am încheiat. Nu o putem să luăm din cauza că e gata. Ce faci? Rămâi să faci pe ăla sau te duci? Păi cât e? Stai să mă uit să văd. Nu cred că mai rămân. Nu cred că mai rămân, că mai am pe aici, păi, așa? 10. Și nu sunt urgenți. Și atunci ai... Și facem când, când vii? Mm-hmm. Și cu asta e foarte bine că măcar... Gheorghe, e foarte bine că măcar am văzut o da. Lucrare făcută de tine. Nu-i potcovire, e doar curățare. Curățare. O ia pe grea, de 3 ani. Frumoasă. S-o faci la mână așa, s-o faci bine. Așa? Nu e chiar așa. Pentru mine nu-i vai de mine greu. Da. Nici ușor nu-i. Ce-i cu fedița? Gata și eu. Domn Marian, domn Marian, aici un pic lângă și domnul Potcovar. Gata, așa. Domnul Marian, aici prietenul nostru, domnul Gheorghe Potcovaru. Și să-i dăm dragului că merită. O lucra la tine, o făcut iapa, o curățat-o foarte frumos. Dacă... Super. Domn Marian, dacă ne poți face o recomandare legată de Potcovarul vostru, te rog. Un băiat extraordinar. Așa. Adres? Profesionist, un bun profesionist. Bun. Multă sănătate vă doresc. Doamne, poftiți la masă. Domn Gheorghe, mă suni. Bun? Ne auzim. Multă sănătate. Ceau.